Bună ziua, bine v-am găsit la De ce conducem. Bună ziua, domnule Aur. Bună ziua. Domnule Aur, a apărut ultimul raport al poliției privind accidentele pe anul trecut. Aș vrea să încep în primul rând cu ceva care mi-a atras mie atenția, femei versus bărbați la volan, cine produce mai multe accidente. Conform raportului, 500 dintre accidentele produse pe șosele au fost din cauza femeilor, iar la bărbați e vorba de 2800, peste 2800. Deci cine conduce mai bine? În condițiile în care numărul bărbaților care au permis e dublu față de cel al femeilor care au permis. Păi, numărul permiselor este dublu, dar numărul de kilometri parcurși sau situațiile în care conduce bărbatul versus când conduce soția sau femeia în general e net în favoarea bărbaților ca și număr de kilometri sau ca număr de câte ori conduci tu, de câte ori conduc eu. Femeile care conduc sunt relativ puține cele care conduc constant de obicei zi de zi. Sunt o parte care conduc doar când soțul are o problemă, în sensul că n-are chef sau că e băut sau că e foarte obosit sau că așa. Și mai sunt o categorie destul de, sau în fine un număr destul de mare de femei care au luat permisul. Și aici se împarte arăși pe mai multe categorii. Unele le-au luat de ambiția de a avea permis, da, și-au dat seama că nu are rost, nu e cazul și nu conduc sau conduc foarte, foarte rar sau deloc. Sunt unele care au început să conducă inimoase hotărât, dar și-au dat seama că pericolul e mare și că și atunci s-au retras, să zic oarecum din aceeași categorie. Și sunt, cum spuneam, acea categorie de femei care conduc doar atunci când soțul are o problemă. Adică e soțul la serviciu, trebuie să-mi duc copiii la școală, îi duc până la școală și înapoi, dar dacă plec undeva mai departe, conduce soțul. Sau când soțul are o... Da? Deci aici e net în favoarea bărbaților numărul de kilometri parcurși și atunci este oarecum firesc ca și accidentele să fie produse mai mult de bărbați. Dar intrăm puțin în psihologia conducătorului auto și din toată experiența noastră și testele pe care le-am făcut noi sau în fine exercițiile pe care le facem, că noi le facem în sensul de teste, în sensul de exerciții, concluzia noastră, cei din conducerea defensivă, concluzia noastră este că din punct de vedere al simțului efectiv al mașinii, al talentului, al îndemânării, este egalitate perfectă între bărbați și femei. Doar că bărbații sunt mai plini și mai deciși și mai siguri pe ei și spun, domnule, eu conduc, eu știu, eu lasă, nu soția, nu, eu știu. Femeile sunt mai timide. Dar când ajung în situații limită, stăpânesc mașina la fel de bine sau la fel de puțin bine, depinde în ce categorie, la egalitate. Și atunci femeile fac parte din cursanții noștri care trebuie ridicați, în sensul că îi trebuie ridicat gradul de încredere pentru că pot să facă lucruri cu mașina, dar ele nu cred că pot sau nu încearcă sau nu au acel tupeu sau nu au acea obrăznicie, acea agresivitate. Bărbatul e mai agresiv, mai puternic, cum eu știu, eu conduc, depășesc. Se sperie poate mai greu. Se sperie mai greu, femeia pleacă mai timidă, femeia în general, că e soție, că e mai tânără, că e mai timidă. Mai puțin excepții, că sunt excepții și bărbați foarte timizi și femei foarte agresive, dar alea sunt chiar excepțiile. Și atunci problema noastră devine că trebuie să ridicăm, să zic, gradul de încredere a unui cursant femeie, pentru că poți să faci accident și din prea mare timiditate. Adică îți sare copilul în față și tu nu apeși agresiv pe pedala de frână sau nu tragi de volan pentru că crezi că te poți răsturna. Sau, adică accidentul nu se face sau nu-l produce doar cel care e foarte plin de el și care trece peste limită, ci și cel care nu are curajul să facă o manevră la limită atunci când e obligat să o facă. Da. Ei, din această categorie, cei mai multe sunt femeile care nu au suficient curaj, suficientă încredere, dar statistica mi se pare în regulă, în sensul că mai puține femei și mai mulți bărbați fac. Plus că femeia în general este mai protectoare cu familia, cu mai grijulie, ea are grijă și de casă, și de covor să nu-i murdărești, și de pahar să nu-l spargi, dar și de mașină să nu strici atunci când, când mai puțin acele glume, că hai să-ți arăt în garaj să vezi cum arată, știi că, dar astea sunt din nou excepțiile. Dar da, din punctul ăsta de vedere e așa. Alte informații, ce mai spune statistica? Tot de la poliție avem că s-au produs anul trecut circa 4500 de accidente rutiere grave,
soldate cu deces au 1545 de persoane și rănirea gravă a altor 3535. În același timp, Coaliția pentru Siguranță Rutieră atrage atenția că la aceste accidente se adaugă și cele la care s-a încheiat constatarea amiabilă și se ajunge astfel la un total de 400.000 de accidente rutiere anul trecut, ceea ce transformă România în țara accidentului la minut. Da, acum, care este părerea mea și concluzia mea legată de accidente? În primul rând, numărul de morți este într-o scădere continuă, nu atât cât ne-am dorit, nu atât cât ar trebui, dar scade numărul de decese în accidente sau ca urmare a accidentelor de circulație, spun eu, din două principale motive. Principalul, sau cele două principale, sunt oarecum la egalitate sau putem să le punem unul sau altul pe primul loc. Pe de o parte, pentru că a crescut calitatea mașinii, adică airbag-uri, centuri de siguranță active și așa mai departe, mașina mai sigură, la același grad de impact, la același fel de accident se moare mai puțin. Pe de altă parte, pentru că a crescut foarte mult calitatea și rapiditatea intervenției. Acum vine un spital mobil lângă accidentat, pe timpuri te lua pe targă, te ducea, ajungeai sau nu ajungeai, intrai, se fac resuscitări, reușite, elicoptere și așa mai departe. Din păcate, această situație dă senzația că suntem pe drumul bun. Nu suntem pe drumul bun. Nu suntem pe drumul bun pentru că numărul total de accidente crește sau rămâne constant sau în orice caz nu scade. Pentru că numărul de accidente grave a scăzut doar din pix, în sensul că este un alt criteriu, criteriu european, care înseamnă și e în regulă că se merge așa, dar asta nu înseamnă că a scăzut efectiv, ci pur și simplu că e un alt criteriu prin care declară accidentatul grav, ceea ce îți dă și numărul de accidente grave, că e un amestec între morți și răniți și că de fapt ar trebui luate măsuri ca să scadă numărul general de accidente și să scadă și gravitatea accidentelor dacă ne raportăm fie și la sumele plătite sau despăgubirile plătite de asiguratori. Aici este într-un fel firesc să crească sumele, pentru că mașinile sunt nu numai că din ce în ce mai scumpe, că nu sunt neapărat din ce în ce mai scumpe, sunt din ce în ce mai stricabile, dacă pot să spun așa, și o să spună unii cum adică. Păi o mașină din anii 50-60, dădeai cu ea, demolai gardul, demolai pădurea și nu se strica mașina, pentru că era acea bară de protecție, era din inox, era gândită, mașina era o valoare extraordinară în acea perioadă și atunci mașina trebuia protejată. Dar o mașină care e foarte rigidă, când se oprește în ceva brusc, omoară sau accidentează grav pe cei din mașină. În ziua de astăzi, mașina este gândită ca să se strice mult mașina în cazul unui impact. Vin și îmi spun unii, mie de exemplu, am dat pe mașina asta 60.000 de euro, nu am lovit-o atât de tare și uite cât de tare s-a stricat că mă costă 20.000 reparația, mai ales cei care sunt fără casco, atunci apare o problemă. Când e pe casco, las că plătești asigurarea. Când e pe banii tăi, atunci te doare rău de tot. Și atunci răspunsul meu este simplu. Mașina se strică mult ca să nu te strici tu mult. Cu cât mașina se strică mai puțin, cu atât te strici tu mai mult. De ce? Pentru că oprirea bruscă te omoară, da? Că, apropo de asta, acel slogan al poliției că viteza ucide. Și eu glumesc, sloganul e foarte în regulă. Viteza nu ucide, când mergem cu avionul, mergem cu 800, cu 900, cu 1000 de km pe oră. Piloții de aviație merg cu 2000, cu 3000 de, aia de, în fine, de supersonic. Nu viteza ucide, ci oprirea bruscă. Și atunci mașina e gândită în ziua de astăzi că atunci când se oprește să nu se oprească brusc. Ce înseamnă asta? Se rup anumite componente, se rupe motorul de cutia de viteze, se desprind tampoanele de motor, se strică șasiul în așa fel încât să nu vină peste tine, ci să se ducă în lateral, se strică mult ca să te protejeze. Și atunci ne ducem în acea statistică, de asta scade numărul de morți, nu pentru că facem noi accidente mai puține sau mai puțin grave, ci pentru că mașina ne protejează mai bine și, cum spuneam, și sistemul de intervenție. Dar dacă ne uităm la despăgubirile plătite de către asiguratori și la numărul total de accidente, care de fapt nici acolo nu e numărul adevărat total, pentru că sunt mulți care fac la mica înțelegere reparația, adică când cel care a făcut greșeala e băut, nu are permisul, nu are, nu știu ce, nu mai are, diferite situații, ajunge la înțelegere cu altul, hai că-ți repar mașina, hai că-ți plătesc, hai că fac, nu mai declara nici măcar la asigurare, nici de cu la poliție. Și dacă pe timpul exista o statistică foarte clară, pentru că totul se întâmpla la poliție, procesul verbal de poliție, și atunci se număra și fiind Ministerul de Interne era o numărătoare foarte corectă,
Acum, unii ajung la procese verbale făcute de poliție și intră în statistica accidente grave într-un fel sau altul. Alții fac acel constat amiabil, alții nu-l fac nici măcar acel constat amiabil, se înțeleg ei. Dacă ne uităm la realitatea, o să vedem că e o creștere a numărului de accidente. Accidentele ușoare din România, accidentații ușor în România, nu accidentele, accidentații ușor în România erau în jur de 27-28.000, acum au trecut de 30.000, sunt înspre 31.000, 30-31.000. Practic nici nu prea mai apar prin statistici sau sunt împărțiți ca să nu-i mai vadă presa sau să nu-i mai vadă. Și atunci vine problema mea. Problema mea sună așa. O statistică de asta, să zicem, oarecum cosmetizată și amestecată, faptul că este preluată de presă, faptul că este înțeleasă sau nu de unii care citesc, e mai puțin important. Din punctul meu de vedere, gravitatea unei astfel de statistici oarecum amestecată este că cei care ar trebui să ia decizii pentru a reduce numărul de accidente sunt păcăliți și ei, pentru că ei ce fac? Au avut o problemă, marele șef pune consilierul, pune pe nu știu cine, pune subalternul, ăla vine șeful, dar nu e atât de grav. No. Că uite, acolo a scăzut, deci suntem pe drumul bun. Mai vin și la conferințe, cum am mai spus, și spun mari șef, suntem pe drumul bun. Dacă te uiți în spate, se potrivește perfect. În față e vopsigardul, înăuntru e leopardul. Adică se potrivește perfect. O analiză cu firul despicat în 4, în 6, în 8, în 10, arată că nu e chiar bine ce se întâmplă. Da. Vorbeam noi la un moment dat în emisiune că sunt în România în jur de 5 morți pe... 4,2 anul trecut. Da. La 4500 de accidente rutiere grave într-un an de zile, asta înseamnă mai mult de 10 pe zi. Da, accidentul grav, atenție. Avem așa, decedații în accidentul rutier sunt decedați, nu-i poți păcăli, să zic. Da. A murit în nu mai știu câte zile de la accident, este numărat ca decedat în accidentul rutier. E un termen legal, nu știu cât. Accidentații gravi îi poți păcăli. În sensul că, în funcție de criteriul pe care îl aplici, poți să-ți dea mai mult sau mai puțin. Ducând la extrem așa, poți să spui că accidentat grav este doar cel care a rămas în stare vegetativă, ceea ce înseamnă nu știu cât sunt pe an în România, 3, 7, 10, 20, da. Și atunci poți să spui doar atâția accidentați grav avem. Da? Nu mai are picioare, nu mai are mâini, nu mai are, dar noi îl considerăm că nu e grav, dacă vrem din pix. Da. Ei, și asta se vede foarte clar atunci când s-a schimbat criteriul. De la 8.000 am scăzut la... Și pe urmă ai accidentații ușor. Accidentații ușor înseamnă de la o julitură, un deget rupt, o nu știu ce, ăia sunt toți accidentați ușor, care pot fi șoferi, pot fi pasageri, pot fi pietoni, pot fi bicicliști, trotinetiști și așa mai departe. Da. Ei, când începi să îi amesteci, deja nu mai știi de unde să iei. Dar accidentul grav este dat, sau în fine la numărătoare, dacă într-un accident ai cel puțin un mort, sau cel puțin un accidentat grav. Dar asta nu înseamnă că sunt egale nici cu morții, nici cu accidentații grav. De ce? Pentru că pot să am într-un accident grav un singur accidentat grav, da. Sau pot să am într-un accidentat grav 5 morți și 10 răniți grav. Da, și ăla e tot un accident grav. Tot un accident grav. Deci accidentul grav sau un accident poate fi între o mașină și un pom, între două mașini sau între 5 mașini. Sau cum a fost pe autostradă. Ăla este un accident. Da. Că e în lanț, și atunci în funcție de cum numeri, poți să-ți dea mai multe sau mai puține. Bineînțeles că înseamnă niște repere și niște criterii de care trebuie să ții cont, dar contează foarte mult cum numeri și de unde. Da. Iar analiza corectă ar trebui făcută urmărind totul. Și ce spun asiguratorii, câte despăgubiri sunt, punând și acel procent de câți mai sunt care se înțeleg și care nu mai declară, și accidentații ușor, și accidentele grave, și toate la un loc, făcută și suma care se plătește de la asigurator și cât se plătește de la bugetul statului, ca să vezi adevărata oglindă a situației din trafic. Da. Apropo de cum se numără, chiar recent a fost un incident, n-aș putea să-i zic accident, o auto utilitară, cred că era, a trecut pe sub un pod, a agățat grinda aia care măsoară înălțimea, grinda a căzut pe mașina din spate, iar o femeie din mașină a murit de spaimă.
Deci n-a murit ca urmare a unor răni, pur și simplu, bătrână fiind, i-a cedat inima din cauza spaimei. Acolo se numără ca fiind persoană decedată într-un accident auto sau vorbim de altceva? Sincer, nu știu să spun exact, dar în principiu ar trebui că e în timpul accidentului sau motivul este accidentul. Nu știu dacă a murit de inimă pentru că s-a întâmplat evenimentul de... Dar dacă vorbim despre evenimentul ăla, este foarte asemănător cu ce a fost la Balotești acum câțiva ani, când acum niște mulți ani, vreo 10 ani, când o basculantă s-a ridicat în timpul mersului, șoferul nu și-a dat seama pentru că sistemul era, bineînțeles, anulat ca să se oprească motorul, ca să te avertizeze, că las că știm noi, nu ne trebuie aia, că de fapt acolo e o vină din punct de vedere tehnic. Și a căzut acea balustradă peste o mașină și au murit doi tineri. Da. Și acum am înțeles că s-a întâmplat ceva similar. Practic a fost măsurată înălțimea utilajului, că era vorba de un buldoer excavator pus pe un trailer. Doar că acolo ceva nu bătea, nu se înțelege. Adică s-a dat vina pe administratorul drumului momentan. Dacă e adevărat, nu știu exact povestea, dacă s-a pus asfalt și practic s-a ridicat drumul, n-a mai rămas înălțimea și uite ce se întâmplă. Practic, vorbim din nou de sistemul general care este scăpat de sub control. Și tot din acest punct de vedere, vreau, nu vreau, mă îndrept că mi s-a dus repede gândul tot către Ministerul Transporturilor, Direcția de Transport Rutier, care administrează și ISCTR-ul. ISCTR-ul sunt acei care te opresc pe stradă și te cântăresc. Sau în fine, fac mai multe, au și verifică și școli de șoferi, și dar te cântăresc. Și care stau într-un anumit punct, vezi camioane oprite 7-80 km înainte de punctul ăla de control și stau oprite 10-20 de camioane pentru că știu prin stație că e controlul ISCTR-ul care îl cântărește pe camionagiu și camioanele în România nu respectă tonajul. Da. Adică ar trebui ca să mergi cu 20 de tone încărcătură în principiu, ca să mergem generic, camionul are cam 20 de tone și mai pui încă 20 de tone și ajungi la 40, 42, 44, sunt în fine diferite variante. Ai noștri încarcă 40 de tone, adică ajunge camionul la 60 de tone, iar pe podul de la Brăila, unde a fost un întreg scandal, că s-a stricat asfaltul, că asfaltul nu-i bun, nu știu dacă am discutat sau dacă am spus informația asta. Astă vară, când era restricție de tonaj pentru că era căldura foarte mare, când e foarte cald se dă restricție de tonaj pentru că asfaltul se moaie, că așa e, n-ai ce face, că e cald, era restricție de 7 tone și a fost găsit unul cu camionul cu 80 de tone, adică încărcase 60 de tone, avea voie să încarce 20, dar n-avea voie să circule atunci decât mașina de 7 tone, el avea 80 de tone. Și atunci e normal că pleacă asfaltul, este normal că se fac acele șleauri și toată povestea asta de unde pleacă? Dintr-un cerc vicios pe care autoritățile noastre nu sunt în stare să-l țină sub control. Adică, când face caietul de sarcini Ministerul Transportului pentru drumarul care urmează să facă drumul, nu-i face un caiet de sarcini să treacă mașina de 60 de tone, îi face un caiet de sarcini să treacă mașina de 40 de tone, cu punți, cu în fine, da? Cel care vine la licitație trebuie să respecte asta. Nu poate să facă ce vrea el, să facă un drum mai rezistent, că știu eu că pe ei circulă, pentru că nu-i permit banii. Ca să-l faci mai rezistent, costă mai mult. Și atunci îi pui limita de 40 de tone când îl proiectează, dar pe urmă tot tu, Ministerul Transporturilor, prin altă instituție, adică prin ISCTR, nu reușești să ții sub control asta. Și circulă mașini mult mai grele și mult mai încărcate. De ce face asta transportatorul? Pentru că beneficiarul a fost învățat prost, beneficiarul în general. Adică dacă mie nu mi-aduci 40 de tone, nu-ți plătesc cursa. Da. Eu transportatorul, dacă nu ți-aduc 40 de tone, nu-mi plătești cursa și atunci trebuie să găsesc o metodă. Ce fac? Încarc camionul mai mult, deși n-am voie să plec din balastieră. Găsesc o metodă să fac, să dau șpagă, să nu mă cântărească, să nu... Și plec cu camionul mai greu. Stric asfaltul și stau și aștept unde stă la pândă ISCTR-ul ca să nu mă prindă. Și atunci ne ascundem după deget unul după altul, ne furăm căciula unul la altul, transportatorul își strică mașina, își strică arcuri, își strică camere, își strică punți, își strică tot. Mașina este distrusă că merge mai grea. Drumul este distrus și plătim noi toți pentru că niște instituții care sunt plătite
să țină în mână povestea asta, întâmplător duce tot la Direcția de Transport Rutier, care administrează și școlile de șoferi. Deci acolo, din punctul meu de vedere, este o mare problemă. Este scăpat din mână totul. Este... Și atunci ajungem în tot cercul ăsta, în tot cercul ăsta vicios. Și revenind aici, tot Ministerul Transportului administrează drumul. Păi dacă ai ridicat drumul mai sus, da, trebuie să vezi dacă s-a respectat. Dacă nu s-a respectat, pui limitare, atenționezi, faci ceva. Sau ridici limitator. Ridici limitatorul, nu poți, că ajungi la calea ferată sau da, pentru ce. Limitatorul ăla nu e pus doar așa, e pus la limita că urmează ceva, cale ferată sau ceva, sau o conductă, sau... pentru că de asta e pus limitatorul, nu e pus doar așa să limităm. Da. Și atunci nu poți. Și atunci faci ceva, interzici mașinile mai înalte de atât în zona respectivă, sau cobori, sau... Da? Pentru că aici iarăși și acel cer vicios. Ce fac eu, constructorul de drum, când trebuie să-ți mai pun atât asfalt? Pot să rad tot ăla și să pun să fiu tot la nivelul ăla, dar asta costă. Da. Și atunci prefer să-ți dau varianta mai ieftină, mai pun asfalt peste ăla. Și eu ies mai ieftin, nu știu, dau șpagă, nu dau șpagă, nu știu, asta habar n-am, da, nu asta e ideea. Ideea e că nu se respectă, dar nu se gândește nimeni și la partea de siguranță rutieră. Și ajungem la acel Consiliu Interministerial, care ar trebui să funcționeze și ar trebui să vină de la toate ministerele și, bineînțeles, de la toate departamentele din Ministerul Transporturilor. Ar trebui să aibă personalitate juridică, să răspundă cineva, pentru că acolo ce se întâmplă? Când se ține, foarte rar, de obicei nu se ține, dar când se ține, vin niște domni de pe la diferite ministere, de fiecare dată alții, adică nu se respectă măcar să fie aceiași care înțeleg, da, problema, se discută niște lucruri, pleacă fiecare acasă, nu se întâmplă nimic, nimeni nu răspunde. Și dacă nu s-a luat o anumită măsură care a dus la niște victime, nu răspunde nimeni. Ai și ce dacă? Avem ghinion. Nu avem ghinion. Avem scăpat totul de sub control. Da. Ultimul lucru de la subiectul ăsta, apropo de statistică, 4500 de accidente rutiere grave în care au murit 1545 de persoane. Dacă facem un calcul, ieșim tot la cei 5 morți pe zi. Oricum am întoarce datele astea, cum ați spus și mai devreme, morții nu poți să-i treci. Morții n-ai ce să le faci, da. Deci tot la 5 morți pe 4,2 zi. 4,2 mai precis, dacă îi împărțim oricum între 4 și 5 morți pe zi, ceea ce înseamnă foarte mult. Iarăși am eu punctul meu de vedere subiectiv și recunosc că este subiectiv. Și eu pun problema așa. Suntem într-o alertă generală în toată lumea de când cu război, în toată lumea, aș putea spune, în toată Europa, dar și în România, de când cu războiul din Ucraina. Ce facem noi acum, statul român? Facem felul următor. Vin rușii, nu vin rușii. Dacă vin rușii, o să murim. Dacă o să fie război, o să murim. Și atunci dăm multe miliarde pe înarmare. Cumpărăm rachete, cumpărăm arme, că dacă o să vină rușii sau cine ori mai veni, o să murim. Ne pregătim ca să nu cumva să murim peste niște ani. Am înțeles, este în regulă și poate fi o strategie națională. Și CSAT-ul, și guvernele, și toată lumea să facă asta. Dar ce faci cu războiul care e acum aici, care funcționează zi de zi? Pentru că nu știu câți oameni mor în Ucraina astăzi, dar sigur în România mor 4,2 ăia. Și sigur 10 răniți grav și sigur ăia vreo cât sunt, nu mai știu, 70-80 de răniți ușor astăzi aici în România și mâine și poimine. Iar pentru asta nimeni, dar absolut nimeni nu e atent la asta. Mai mult cei care sunt plătiți ca să țină cont de asta nu vor să audă, nu vor să facă, nu vor să fie. Și atunci avem un război în permanență aici, zi de zi, an de an, și suntem cei mai criminali din punctul ăsta de vedere din Europa, pentru că arată statisticile, adică se moare cel mai mult și nu se face nimic. Și atunci e corect ca să bagi multe miliarde în înarmare sau în pregătirea pentru viitorul război care va veni sau nu va veni, dar pentru războiul actual de aici să nu te intereseze deloc, să nu faci nimic, mi se pare că e o discrepanță prea mare sau o distanță prea mare între cele două feluri de a aborda niște morți posibili în război cu niște morți actuali care sunt acum pe stradă, în războiul actual. Da, și problema e că, așa cum am mai discutat și în alte emisiuni, pare că accidentele nu mai afectează pe nimeni. A fost un accident, au murit 5 oameni, nu și ce? Pare, e deja așa, deci nu mai afectează pe nimeni. Știți că era o discuție, cred că chiar de la masa asta, domnul Chiriac a inventat-o sau de la dumneavoastră, am auzit-o, războiul român-român. Da. Da? Ei, suntem tot așa într-un fel de războiul român-român, dar ăsta e chiar cu victime directe, numărate și calculate, apropo de statistică. Adică avem morții numărați, 1500 și
și răniții grav, 4.000 sau 3.000, da. Accidente grave alea, răniții ușor, îi dăm deoparte să nu se vadă, dar există 30.000 de răniți ușor pe an, da. Și nu se face nimic aici. Da. Bun, mergem mai departe. Mi-a atras atenția o știre din Covasna. Peste 60% dintre absolvenții școlilor de șoferi din județul Covasna au picat anul trecut la proba teoretică pentru permisul de conducere și mai puțin de jumătate dintre ei au reușit să treacă de proba practică. Și pe cifre avem așa, 9.669 de persoane au susținut anul trecut examenul teoretic, cu 877 mai mult decât în 2022. Doar 3.830 au promovat, în comparație este 39,61% în comparație cu 40,49% în 2022. La proba practică avem 6.500 de examinări față de 6.619 în 2022, iar din cei 6.500 care au dat proba practică au trecut 3.207. Ce ne arată cifrele astea? Ok, e doar un județ, dar putem să extrapolăm. Îmi arată două lucruri. Unul în stânga, unul în dreapta. Unul bun și unul rău. Partea rea, să zic, este că sunt nepregătiți și ajung la examen nepregătiți. Partea bună sau fața bună a acestui lucru este că n-au trecut așa nepregătiți. Da. Adică că examinatorii au fost în stare să-i oprească pe cei care sunt foarte nepregătiți, pentru că eu spun că toți sunt nepregătiți, sau toți, marea majoritate sunt nepregătiți. Deosebirea, una din deosebirile foarte mari de abordare a pregătirii conducătorului auto, la partea teoretică vorbim, că de teorie ați abordat prima dată, una din deosebirile foarte mari de ce, față de ce era înainte de Revoluție sau în primii ani după Revoluție și ce e acum, este următoarea. Înainte, strategia, modul de a învăța un cursant, un viitor șofer era așa. Hai să-ți spun despre niște reguli de circulație și să spun de ce sunt necesare acele reguli de circulație, de ce trebuie să mergi pe dreapta, de ce trebuie să oprești numai acolo, de ce trebuie să semnalizezi, de ce. Și pe urmă să-ți explic cum știi unde trebuie să faci un alta, în funcție de indicatoare, de benzi, de tot felul de lucruri. Da? Cum poți să faci asta? Așa era atunci și era foarte logic și normal. Cum e acum? Vrei să iei permis de conducere? Intri pe chestionare și faci chestionare până când îți spune calculatorul, diferite variante, până când îți spune că faci peste 22, 23, 25 de puncte. Dacă faci multe puncte, înseamnă că vei lua examenul. Și acum eu pot să pun mâna în foc că dacă vom opri niște tineri șoferi și vom întreba anumite indicatoare, răspunsul va fi sau va tinde către ăsta e indicatorul de la întrebarea 42 unde e punctul B. Pentru că lui așa îi rămâne în cap. Da. El făcând doar chestionare și ne învățând logica deplasării pe stradă cu autovehiculul, automobilul respectiv, că e motocicletă, că e mașină, că e camion, că neînțelegând logica, ci învățând chestionare, așa învață el. Adică este total greșit. Sistemul este total greșit. Faptul că multe școli de șoferi, nu toate, dar multe școli de șoferi permit să lipsească de la partea teoretică, să nu fie prezent, da. Este din nou o greșeală majoră. Ca să nu mai spun că în interiorul școlii de șoferi ar trebui abordată, sau trainerul, instructorul respectiv, ar trebui să-l învețe pe cursant de ce una și alta, nu doar ăsta îi cedează, ăsta îi stopă, ăsta e trecere de pieton, ci de ce sunt necesare toate alea. Deci asta e din punct de vedere teoretic. Pe urmă, sistemul de examinare la noi, deși acolo, v-am spus, are partea bună pentru că jumătate au fost eliminați, în sensul că i-a depistat pe cei care nu sunt capabili să conducă cât de cât în siguranță, sistemul de examinare ar trebui îmbunătățit, din punctul meu de vedere. Pentru că dacă examinatorul nu te întreabă anumite lucruri, cursantul nu învață lucrurile alea. Dacă nu te întreabă despre evoluția tehnică a mașinii ABS-SP, dacă nu te întreabă despre lucruri din conducerea defensivă, regula fermoare, regula celor două secunde, poziția corectă la volan, nu știu, ce face airbag-ul, ce nu face, cum trebuie să stai, cum ieși dintr-o mașină răsturnată și așa mai departe, cursantul, tânărul sau mai puțin tânărul este tentat să spună nu-mi trebuie, nu mă interesează, eu vreau doar să iau permisul de conducere. Și atunci ar trebui să vină sistemul, care sistem doarme, pur și simplu, nu există, nimeni nu se gândește la strategia asta. Toată lumea se gândește la cum să facem RCA-ul mai mic.
Păi cum să faci RCA-ul mai mic dacă tu faci accidente multe? Nu contează, la camioane, la mașini mici, la mașini mari, la orice. Da. Dar cum să reducă numărul de accidente, nimeni nu se gândește. Și atunci, faptul că jumătate au luat examenul, jumătate n-au luat, din punctul meu de vedere, acum la prima informare, că n-am știut, n-am citit asta, îmi arată cele două lucruri. Unul bun și unul rău. Unul rău că prea puțin iau, că deci nu sunt pregătiți. Unul bun că totuși examinatorii reușesc să limiteze totuși accesul la permisul de conducere unora care sunt total nepregătiți. Apropo de lucruri pe care nu le învață sau de care consideră că n-au nevoie, la Constanța a fost în weekendul trecut un accident. Un băiat de 23 de ani a murit după ce s-a răsturnat cu mașina. Ideea e că în timpul accidentului el a ieșit, mă rog, a zburat din mașină, să zic așa, pe trapă. Adică practic el nu avea centură de siguranță și în momentul în care mașina s-a răsturnat, inerția corpului l-a făcut să iasă pe trapa mașinii. Prietenii lui spun că fusese în club și că băuse și că s-a urcat la volan. 23 de ani băut fără centură. Poate să zicem că norocul a făcut să nu mai moară și altcineva, că n-a lovit pe nimeni. Pentru că în cercul ăsta de, să zic, de șoferi, 23 de ani băut, nu știu ce, este o rușine să spui centura. Adică dacă îți pui centura când pleci din fața clubului, ești fraierul găștii, ești papagalul, ești ăla, ești fricosul. Sunt încă faze în care dacă te urci într-un taxi acum și îți pui centura, taximetristul spune, dar ce, domnule, ți-e frică cu mine? Adică ce, eu nu sunt șofer bun? Încă sunt, nu știu acum, dar au fost mult timp. Șoferul se simte jignit dacă tu ca pasager îți pui centura. Adică ce, n-ai încredere în el? Nu știu dacă poartă cineva centură în taxi sau în... Eu da. Eu da, și nu numai eu, cred eu sau cred cei care sunt sau care înțeleg, da, pentru că nu știi ce și când și cum se întâmplă. Da. Nu știi când apare chiar șoferul cel mai bun, poate să aibă ghinionul să vină unul din față, să vină unul din lateral, să fie obligat să facă o manevră să evite și atunci să se lovească, să se oprească în ceva. Poți să stai pe loc și să mori în mașină dacă vine unul din față cu mașină mare și te lovește tare. Și practic pe tine te aruncă cu capul în parbrizul sau cu pieptul în volanul mașinii tale, tu stând pe loc. Asta nu înseamnă chiar acum să exagerăm ca o parcare cu centura pusă. Dar teoretic e posibil și asta. Că dacă eu stau pe loc într-o mașină mică și vine o mașină mai mare, o dubă, un camion și mă lovește el având 70-80 la oră și mă lovește, este ca și cum aș lovi eu. Deci eu plec în față sau în fine mă lovesc în mașina mea. Da. Dar când merge altul prin oraș, taximetrist sau netaximetrist. Și atunci, acest gen de șofer este genul de șofer total neinstruit în acest punct de vedere, dar mai ales neconștientizat. Pentru că atunci când eu am venit cu propunerea și când am vorbit de simulatorul de tamponare și de răsturnare, pe care îl folosim la cursurile de conducere defensivă și care ar fi trebuit extins și să fie multe cursuri de multe locații în care se fac cursuri de conducere defensivă, doamna Calapis de la Ministerul Transporturilor a sărit la mine, care este cea care coordonează toată povestea asta, și a spus, așa ceva nu se poate, nu sunt omologate, n-ai voie, nu se poate. Am dus și am demonstrat că sunt omologate, cu acte în regulă, cu totul. Nu, categoric nu, că ea are teama că dacă vom face de astea, vor face raliuri pe stradă sau nu știu cum. Adică exact opusul, pur și simplu. Adică cei care decid lucruri la noi, nici măcar nu vor să accepte, nici nu mai știu să spun, nu înțeleg, n-au pregătirea necesară, au răutate, au alte interese, habar n-am, pentru că este atât de evident că sunt benefice și culmea e că Ministerul de Interne și-a făcut simulator de tamponare și folosește și la Câmpina și folosește și la cursuri de conducere defensivă. În toată Europa se folosesc, în Germania sunt obligatorii din 2007. România spune nu, categoric nu. Șefii doamnei Calapis, niciunul nu poate fi atins pentru că au probleme să facă drumuri, să facă guverne, să facă ce fac. Acum mai nou, iarăși n-am înțeles de ce suntem în nebunia asta, că toată România trebuie să fie atentă dacă se, alegerile, dacă se comasează sau nu. Nu știu dacă e chiar atât de interesant. Am înțeles, poate fi o discuție odată. Dacă a să stai așa luni de zile să tot fim atenți dacă se comasează sau nu, că până la urmă tot aia, e mai mult sau mai puțin important. Dar probleme, de exemplu asta cu morții, cu răniții, cu tânărul care a murit pe Sisești la 18 ani,
pe nimeni nu afectează. Adică acum dacă te duci la oricare din autoritățile noastre, la Ministerul de Interne de la nivelul cel mai înalt, la Ministerul Transporturilor, de fapt de acolo ar trebui să începi, la orice alt minister implicat, Ministerul Educației, pentru că era elev, da. Puștiu, care a murit de 18 ani pe Sisești, dacă te duci și spui asta, se uită la tine ca la lup. Deci dacă eu intru, nu mai pot intra la Ministerul Transportului, nu mai sunt primit. Numai acolo au scăpat de mine că e închisă ușa pentru mine. Dar dacă mă duc și spun asta, se uită la mine și de ce-i cu ăsta? Mă, a murit un copil de 18 ani. Da. Oare e vinovat sau nevinovat? Da, legal e vinovat, clar, n-a respectat, n-a făcut. Da. Dar el a fost pregătit, a înțeles el ce înseamnă viteză, a înțeles el ce înseamnă aderență, a înțeles el ce înseamnă centura de siguranță, a înțeles el că dacă chiar l-a învățat totul și el face, asta e. Dar când tu sistemul nu-l înveți, când el complexează niște chestionare, merge cu mașina cu 30 la oră, bineînțeles că la 18 ani ești tentat să faci asta, să faci concurs cu colegii de clasă, că pe Sisești e un bulevard lat, că la ora aia circulă puține mașini, tentația există, ar trebui ca sistemul să transmită atât de bine mesajul și să fie atât de des și de dens și de consistent, încât probabilitatea să se întâmple să fie mai mică. Că nici nu putem veni, eu nu pot afirma că dacă se face un program perfect, vor dispărea în totalitate, pentru că și Suedia are 18 morți la milionul de locuitori, iar raportat la kilometri are 23 de morți la 10 miliarde de kilometri, iar noi avem 360. Adică noi avem de față de ei de 15 ori mai mult. Da. Deci până și acolo, și Norvegia și Anglia mai au tot felul de excepții, dar a reușit sistemul să limiteze foarte mult. La noi sistemul nu face absolut nimic și ajungem ca Puștiu de 23 de ani, ca și mai Puștiu de 18 ani și mulți alți copii să moară nevinovați și deși sunt vinovați legal, sunt nevinovați moral. Societatea din spate este vinovată. De multe ori părinții că le iau mașini scumpe și nu îi pregătesc și nu îi educă la nivelul ăsta, sistemul de acordare a permisului de conducere, sistemul din școala generală, din liceu și așa mai departe, fiecare are câte o mică contribuție. Dar nimeni nu e afectat pentru că nimeni nu răspunde de asta direct. Da. Și din păcate la noi, în loc să se ia măsuri, vedem doar acele panouri, viteza ucide, adaptați viteza. Este foarte bună. Sunt anumite campanii, dar încă o dată, Ministerul de Interne, oamenii nu înțeleg, societatea nu înțelege. Ministerul de Interne nu mai are atribuții concrete în educarea și în promovarea educației rutiere. Este mutată cu totul la Ministerul Transportului. Ei fac din inerție, ei fac pentru că ei sunt cei certați. Ministerul de Interne este tras de mână, auleu, iar accidente, iar ați făcut, luați măsuri. Păi ei pot să ia anumite măsuri de coerciție, pot să le ia mai mult sau mai puțin, au sau n-au oameni, fac sau nu fac. Și atunci ce fac? Pe de o parte încearcă să transmită și ei informația, statistica cât mai cosmetizată, că strigă șefii de sus, dar voi ce faceți? Dar uite, iar strigă Europa la noi și ei ce să facă? Iar cei care sunt cu adevărat răspunzători, adică Ministerul Transporturilor, și aici mă refer strict la Direcția de Transport Rutier, nu îi întreabă nimeni, nu ia nimeni interviu, nu o să vedeți niciodată pe cineva întrebat de la Ministerul de Interne. Ați văzut și noastră, ați încercat să-i chemați pe cei de la transporturi, dar ei nu răspund. De ce? Pentru că nimeni nu îi întreabă, ei se ascund acolo, nu îi poți găsi. Dacă vrei să discuți cu ei, nu se poate. Nu eu, nici noastră ca jurnalist, nimeni. Autoritățile mai sus nu îi interesează, nu îi întreabă. Și când apare câte un scandal, când apare câte o, nu știu, directivă europeană, când apare câte ceva, toată lumea se uită către Ministerul de Interne. Că așa a rămas, că pe timpuri ei se ocupau de toate. Da. Acum este totul, din punctul ăsta de vedere, în curtea Ministerului Transporturilor, respectiv a Ministerului de Educație, partea de tineri de învățat, cum să treacă pe stradă, cum să meargă. Când vorbim de cazul de 18 ani de pe Sisești, este, din punctul meu de vedere, o vină comună între Ministerul Educației și Ministerul Transporturilor. O vină morală. Legal nu e nicio vină, nu-i întreabă nimeni. De ce? Pentru că acel puș de 18 ani n-a trecut niciodată prin niciun fel de curs de pregătire, de învățat în timpul școlii cât e de periculos pe stradă, iar în școala de șoferi și cu sistemul de examinare cu tot, sigur nu i s-a povestit nimic despre impact, despre viteză, despre derapaj, despre centura de siguranță. Deci nu i s-a povestit pentru că nu e prevăzut în programă. Da. Faptul că el a știut să facă chestionarul ăla și a făcut 22, 23, 24, 26 de puncte cât o fi făcut, nu înseamnă că a înțeles la ce risc se expune.
Și trebuie să înțelegem că psihologic această categorie, tinerii în mod special, nu mai spun că mai sunt și băuți și drogați, și, dar anturajul în general, te îmbie la povestea asta, te împinge către concurs, către viteză, către... Așa am ajuns și eu pilot de curse. Da. Eu am ajuns, eu spun asta din experiența mea, am fost unul din cei mai nebunatici șoferi tineri. Scârțiam roțile la fiecare plecare de pe loc, că aveam adrenalină, că îmi doream, că vroiam. Norocul meu a fost, șansa mea a fost că m-am îndreptat către automobilismul sportiv. Marea majoritate nu ajung să facă automobilismul adevărat sportiv, da, ca să concureze acolo și să-și măsoare forțele acolo, și încearcă să-și măsoare forțele să facă acel concurs, și ajung din nou la cazul Sisești de săptămâna trecută, în care niște tineri, niște puști în clasa 11 sau a 12, la 18 ani, s-au întâlnit întâmplător sau s-au programat și au făcut ei competiție pe stradă. Da? Întâmplător, doamna avocată Ene a fost martor acolo. Martor, e groaznic să fii martor la un astfel de accident. Martor involuntar. Martor involuntar, întâmplător. Da. Chiar era în zonă și da. Dar se întâmplă asta și nu numai acolo. Sunt și alte zone din București și nu numai. În toate orașele sunt. De asta spun, societatea trebuie să facă ceva. Societatea nici nu vrea să audă să facă niște locații, niște circuite, niște locuri în care să se descarce adrenalina. Nici nu aude să facă, nu știu ce, nici nu vrea să audă să facă programe de pregătire. Și atunci dacă cei care decid stau și se ascund după birou, că se ascund. Și avem un caz. Noastră ați încercat să, acum un an sau nu mai știu când, să comunicați cu cei de la Ministerul Transport. V-au răspuns? Nu. Nici în ziua de astăzi. În cât timp sunt legal obligați să răspundă? 30 de zile. De câte ori au trecut 30 de zile? Puteți să le faceți ceva? Nu puteți să faceți. Trebuie să stați să spună, asta e, nu mi-a răspuns. Ce să fac? Da. Doar să vă duceți mâine să vă legați cu lanțuri de gardul Ministerului Transportului. Vin unii și vă iau interviu și vă întreabă, ați înnebunit? Dar ea tot nu o să răspundă. Pentru că asta aici suntem. Nimeni nu răspunde de povestea asta. Dacă ar fi Consiliul Interministerial cu personalitate juridică, cu un director, cu un administrator, cu un nu știu ce, cu un responsabil, și atunci ar trage de mână pe unul pe altul, ar fi altceva. Dacă s-ar face la Guvernul României un consiliu, un comitet, o organizație, o ceva care să înceapă să tragă, dar să-i tragă de mână, să-i pună să semneze, dacă nu facem atâta, hai să vedem efectele, s-ar întâmpla ceva. În stilul ăsta vom asista, din păcate, în continuare, vor muri copiii sau mai puțin copiii pe stradă, vinovați legal, cam toți sunt vinovați legal care mor în astfel de situații, mai puțin cei care sunt pasagerii din mașină, pentru că de obicei mai mor și cei de prin mașină sau sunt accidentați grav. Vor muri copiii în continuare și nu va afecta pe nimeni deloc. Da, absolut, sensibilitate zero. Da, apropo de faptul că vor muri în continuare copiii, chiar zilele trecute văzusem la Galați, era o jurnalistă de acolo revoltată de faptul că în continuare sunt destul de multe accidente grave în județ și că nimeni nu pare să învețe nimic. Și am spus sincer că nimeni nici nu va învăța nimic, așa cum n-a învățat nimeni din sutele de accidente grave din localități. Ideea e că accidentele grave au loc în continuare în fix aceleași zone, în fix aceleași curbe, la aceleași ieșiri din aceleași localități. De ani bune, adică nu s-a schimbat absolut nimic. Pentru că, și iarăși ajung, fac ce fac tot acolo, mă duc la Ministerul Transporturilor, când am deschis subiectul despre psihologia conducătorului auto, aceeași doamnă director mi-a spus, lasă-mă domnule în pace cu asta, că asta e o prostie, la facultatea de psihologie se duc toți frustrații care vor să nu știu ce, lucru care e adevărat sau nu e adevărat, nu mă interesează. Dar nu putem să nu vorbim în organul suprem al siguranței rutiere, care răspunde de toată povestea asta, să nu accepți că există o psihologie a conducătorului auto. De ce sunt în aceleași locuri întâmplări în general? Pentru că acolo se adună niște factori. După o linie dreaptă sau un anumit cont de umbră sau o șosea alunecoasă, sau pentru că oricât de nebun ai fi la volan, oricât de drogat ai fi, probabilitatea ca pe locul cel mai sigur să tragi de volan, să intri în stâlpi, mai ales dacă nu ești în ucigaș, probabilitatea e foarte mică. Și atunci trebuie să vină regula Schweitzerului de care vorbim. Adică tu să fii drogat, tu să fii nebun, tu să ai adrenalină, dar să vină după o linie dreaptă când vine virajul ăla periculos sau intersecția aia periculoasă sau locul ăla sau vârful ăla de pantă unde sunt un cumul de factori. Pentru că se întâmplă accidentul și dintr-o singură greșeală și dintr-un singur motiv, dar foarte rar. De obicei este un cumul de factori. Și de asta locurile se repetă, pentru că se pleacă cam din aceleași locuri
se ajunge în punctul ăla critic, nevralnic, și de asta au apărut sistemele de presemnalizare, de atenționare, de curbă periculoasă, de se pune linie continuă. De ce se pune linia continuă? De asta spun că asta ar trebui să înveți la școala de șoferi. Nu se pune acolo că așa a scăpat ăla de manetă și pe aici a dat discontinu. Nu, pentru că în zona respectivă, dacă depășești sau dacă treci dincolo de dunga respectivă, de linia respectivă, te pui în pericol sau pui în pericol pe cineva. Și de asta anumite treceri de pietoni sunt doar semnalizate, altele sunt și presemnalizate, altele sunt și cu acel covor roșu, altele sunt... De ce? Pentru că sunt locuri care, la care s-a constatat că sunt mai periculoase sau așa ar trebui să fie. Deci toată povestea asta se leagă cumva într-un proiect, într-o gândire de asta logică și uniformă și omogenă, pentru că altfel ajungem la lucruri de astea punctuale, răzlete, mai faci o treabă dacă au mai murit 2-3, a doua oară, a treia oară, hai să mai punem un indicator acolo, dar n-am prea înțeles de ce, și când cade ăla sau îl fură nu știu cine și îl duce acoperiș la cușca de purcei, nu-l mai punem, că nu s-au mai întâmplat în ultimii 2 ani nimic. Ce rost mai are să mai punem și indicatorul? Da. Toată povestea face parte din acel plan mare, care la noi nici măcar, aici e problema, nici măcar nu s-a pus problema că trebuie să facem asta. În afară de mine și mai sunt 1, 2, 3 care strigă stânga-dreapta, nimeni nu-și pune problema că ar trebui făcut. Da. Bun, și ultimul subiect al zilei, faptul că mașinile electrice sunt implicate în mai multe accidente decât cele clasice. Într-adevăr, ce am găsit eu nu e din România, însă văzusem că în Statele Unite o companie de închirieri auto și-a propus să-și schimbe toată flota de 20.000 de mașini din mașini electrice să treacă înapoi la mașinile convenționale cu cele cu combustie internă, tocmai pentru că sunt din ce în ce mai multe accidente. Și au venit ei și cu câteva explicații. Au făcut referire aici la mașinile Tesla în general, dar nu doar la ele, pentru că nu au doar Tesla în flotă. Și au spus așa, că mașinile electrice pe care le au ei nu mai au buton de start pentru oprire și pornire. Da. Ele pornesc odată ce șoferul se așează în mașină și se opresc singure când șoferul coboară. Și pentru că este un vehicul electric, nu are sunet și vibrație la motor și poate fi foarte greu de observat. Și că sunt și mai rapide, pentru că au motoare puternice. Și astea, și pot accelera și mult mai repede decât un motor pe benzină sau pe motorină. Și că au făcut un test că un Tesla Model 3 poate să ajungă de la 0 la 100 de km la oră în 4,1 secunde, în timp ce BMW 330i, prin comparație, atinge aceeași viteză cu o secundă mai târziu, o secundă care poate fi decisivă. Cum este? E mai periculos în trafic cu mașinile care nu se aud? Eu o să fiu din nou subiectiv, că n-am ce face, pentru că sunt subiectiv, pentru că trec prin anumite experiențe. Conduc mașină electrică, avem mașină electrică la circuit, avem mașini cu care am condus în diferite variante și mai în regim de circuit și pe stradă și mașina electrică sau pentru orice fel de altfel de utilaj, da. Și ajung la problema generală, când vine un nou excavator, un nou strung, un nou calculator, trebuie să lei pe lucrătorul respectiv să-i arăți. Vezi că noul excavator nu mai are manete, are joystick. Da. Nu mai are butoane de care trage sau nu știu ce, ci are de astea digitale, numai cât touch-uri, numai cât le atingi. Ca să înțeleagă ce trebuie să facă, că altfel se întoarce la cu excavatorul și dărâmă blocul sau omoară oamenii pe stradă sau știu ce face când nu știe cum să-l pornească, să-l oprească. Că înainte era într-un fel, apăsai pe pedală și se oprea, acum trebuie să iei piciorul sau trebuie să nu știu ce să faci altfel sau să atingi pe buton sau să nu atingi de buton ca să se oprească, să pornească. Când societatea trece de la mașina clasică la mașina electrică, ar trebui, cel puțin în mintea mea și recunosc, sunt subiectiv, și trag totul pe turta mea, să zic, că vreau să învățăm oamenii să conducă și să-mi plătească și să devin și bogat. Da? Glumesc sau nu glumesc cu asta, dar dacă nu învață nimeni, nu este normal că nu știi. Și o să vă dau un exemplu ce face mașina electrică și unde devine foarte periculoasă. Când sunt cu o mașină normală și îmi virez roțile să fac la stânga, sunt pe două benzi, una dus, una întors, și din față vine o mașină. Eu ce fac cu mașina normală? Stau cât stau și la un moment dat, fără să-mi dau seama, cu mașina clasică, dacă e automată sau dacă e cu ambreiaj,
anticipez puțin, pentru că m-am învățat că atunci când începi să accelerezi și să iau de pe ambreiaj, mașina pleacă la o secundă, o secundă și ceva. Da. Dacă e cu cutia automată, deși cutiile din ziua de astăzi sunt super eficiente și rapide și tot, când accelerezi, mașina pleacă un pic mai târziu. Nu țin cont de asta. Când mergi zi de zi, nu ții cont de asta. Când te urci în mașină electrică și ești în situația asta, ești tentat, reflexul ți-a rămas, ca să apeși un pic înainte. Și când apeși un pic înainte, riști să-l lovești pe ăla din față. Și credeți-mă că așa e și am făcut studiul ăsta, cercetarea asta, pentru că eu am zis că mi se pare. Și am început să fac cu alții. Prima dată am făcut cu ai mei, cu Ramona, cu fiica mea, cu Bogdan, da, cu generele meu, cu Silviu Moraru, care este colegul meu, copilotul meu și director la Academie, cu oameni cu experiență, și Bogdan Vrabic, de care spune este pilot, și Silviu Moraru, și cu ăsta, adică cu oameni cu experiență. Și pe urmă am trecut și la oameni cu mai puțină experiență, ca să vedem. Toți au avut aceea senzație, dar dacă te pun să pleci în linie dreaptă, nu realizezi. Când te pun să pleci virat, cum stai de obicei, e greșit că stai virat, dar asta e altă discuție, stai virat ca să vezi și când accelerezi pleacă mai repede. Când trece unul pe lângă tine, un pieton pe lângă tine și tu vrei să pleci, el trece prin fața ta și tu accelerezi și nu-ți dai seama, îl lovești pentru că mașina pleacă mai repede decât te aștepți. E adevărat că după ce conduci o mașină electrică mai mult timp, te obișnuiești. Problema e, statistica pleacă de la o firmă de închirieri. Da. Ce înseamnă închirieri? Majoritatea conduc o mașină normală, se duc și închiriază o mașină electrică și pățesc ce spun eu, că vrea să facă la stânga, că dă în spate și trecea cineva, că chiar în față. Și atunci, plecând mai repede, este cea mai vizibilă sau cel mai vizibil efect, cel mai palpabil efect. Și pe urmă, aș spune, după ăsta pe care l-am povestit acum, aș spune următoarele. Că accelerează mai repede și pentru unii poate e prea repede și nu știu ce mai greșesc, că nu se aude și într-adevăr nu se aude și atunci riscul să nu te audă un pieton sau un trotinetist, un biciclist, un motociclist, să zic mai puțin, dar să nu te audă și atunci să riști să-l lovești, sunt lucruri evidente, clare, că am vorbit și pe zăpadă, e același lucru, că zăpada antifonează și chiar mașina clasică nu auzi, dacă mai e și electrică nu mai auzi deloc, pentru că mașina totuși când calcă anvelopa, îi auzi zgomotul de anvelopă. Dacă ești pe zăpadă afânată, nu se mai aude nici aia. Dacă mai e și electrică, nu mai auzi deloc. Da? Deci toate contează. Deci, unde zic eu că ar trebui lucrat? Nu schimbăm flota de mașini, că totuși ăsta e viitorul. Haide să învățăm șoferii. Cum să învățăm? Păi, în primul rând, ar trebui introduse aceste lucruri în programa școlii de șoferi. Pentru că dacă generația mea vor mai conduce mai mult sau mai puțin, eu sunt implicat în zona asta, probabil că o să conduc diverse mașini și va rămâne ca pasiune și implicare. Dar unul de seama mea, mai puțin probabil că va trece la mașină electrică. Sau poate da, poate nu. Dar puștii, cei care fac acum școala de șoferi, aproape sigur că vor conduce într-un fel sau altul mașină electrică. Că o cumpără, că o închiriază, că o împrumută de la colegul. Că... Pentru că și asta e riscant. Adică un copil, un puști, are o mașină electrică, colegul lui îi spune că are și el mașină, dar nu e atunci cu ea la școală, sau dăm și mie mașina, și când pleacă, riscul de accident este mare. Din acest punct de vedere, al răspunsului foarte rapid la accelerație. Da. Este primul lucru pe care da, l-aș accepta ca idee și într-adevăr aici trebuie pregătire foarte bună. În România nu, poate. Dacă spunem problema asta, chiar mănâncă în bătaie, eu cel puțin mănânc bătaie. Dacă mă duc cu problema asta la guvernanții noștri, se spune acum să-i mai educăm și pentru mașină electrică, ești prea departe, lasă-o. Bun, vă mulțumesc, ne vedem săptămâna viitoare. Cu plăcere, la revedere!